Dar n-ar fi bucuros să ne merim orice altă învățătură, dar să nu fim întemeiați cu privire la cine este Domnul nostru Isus Hristos. Ce înseamnă tu ești fiul meu astăzi te născut? Îți ridică o întrebare, nu? Automat. Tu ești fiul meu astăzi te-am născut. Acum, ar fi simplu de lămuri problema asta când te gândești la cine este Dumnezeu. Dumnezeu nu este o ființă corporală, fizică, ca să-L nască pe Isus. Deci automat din mintea noastră trebuie să zboare conceptul nostru despre naștere fizică. Dumnezeu nu are, Dumnezeu este Duh. Spune Domnul Iisus, cine se închină lui trebuie să închine în Duh și în adevăr. Cu alte cuvinte, nașterea despre care se vorbește este o naștere de natură a lui Dumnezeu, de tipul lui Dumnezeu, nu de tip omenesc, nici de tip îngeresc, că Dumnezeu nu este, Dumnezeu nu este înger. Dumnezeu, da, un om naște un alt om. El este om, are natură omenească. Este logic. Dumnezeu care nu este corporal, care nu este material, când vorbește despre o naștere, trebuie să vorbească despre o naștere care este conform naturii sale. Și automat ajungem la convingerea că Domnul Iisus Hristos este de aceeași natură cu Tatăl. Acum, Dumnezeu, nu doar că nu este corporal, Dumnezeu este atemporal. Dumnezeu nu este limitat de spațiu și de timp. El nu este în timp, Dumnezeu. Dacă Dumnezeu l-a născut pe Fiul în, 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 de aceeași natură cu el, atemporal, în afara timpului, înseamnă și că Domnul Iisus Hristos este în afara timpului, că el este de aceeași natură cu Tatăl. Dar să ne uităm la ce se referă autorul în carte evrei. El citează din psalmul 2, unde contextul spune în felul următor. Totuși, eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sunt. Și auziți. Împăratul vorbește. Citează ce spune împăratul. Aici este un dialog între Dumnezeu și împăratul. Deci Dumnezeu vorbește prima dată și spune așa. Eu am uns pe împăratul meu pe Sion, muntele meu cel sunt. Cine o fi ăsta? Pe cine a uns? pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vorbește. Da? Este un dialog. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Cel uns, împăratul. Domnul mi-a zis, sau zice ce spus? Unsul, Domnul Iisus Hristos, spune ce a spus tatăl. Este un legământ veșnic pe care tatăl l-a făcut cu fiul. Nu doar să-i dea o sămânță de urmaș, ci să-i dea și o împărăție. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci Domnul Iisus Hristos vorbește și spune că a auzit cuvintele astea de la tatăl. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Păi unul născut, cum să audă că astăzi l-au născut? Da? Deci fiul aude de la tatăl, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și continuă. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și margine pământului în stăpânire. Tot contextul psalmului vorbește despre așezarea Domnului Isus Hristos într-o poziție supremă de domnie, de împărățire. Nu vorbește despre o naștere a lui, o creare a Domnului Isus Hristos. Vă citez din nou. Totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Este pus Domnul Isus într-o poziție supremă ca împărat. Și în poziția asta supremă de împărat, sau punerea în poziția asta supremă de împărat, vine cu o proclamație. Care proclamații sunt așa. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut l-a născut pe Domnul Iisus Hristos, cel puțin Psalmul 2 vorbește despre punerea lui Hristos în poziție de împărat. Da? Nașterea lui ca împărat. Nu o naștere în modul în care noi o înțelegem. Vă dau un alt pasaj ca să vedeți că lucrurile sunt în felul acesta. Evrei, capitolul 5, se citează din nou Psalmul 2 și spune așa. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut nu se mai referă de data aceasta la punerea lui Hristos într-o poziție supremă de împărat, ci punerea lui Hristos într-o poziție supremă de mare preot. Nu mai este niciun alt mare preot ca Domnul Isus Hristos. Și noi am putea să înțelegem mai simplu lucrurile acestea când ne gândim la ceea ce însemna pentru vrei să fie întâi născuți. Însemna să fii născut primul, dar mai presus de asta însemna să ai o poziție unică în clan, în familie. Tu erai urmașul tu erai moștenitorul, tu erai cel cu drept de veto în familie, tu făceai legea. Asta însemna să fii întâi născut, erai cel mai mare. Vă citesc al treilea pasaj, perspectiva apostolului Pavel. Și el citează psalmul ăsta. Fapte 13 cu 33. Dumnezeu a împlinit o pentru noi promisiunea copiilor înviind pe Iisus după cum este scris în psalmul al doilea. Tu ești fiul meu? Astăzi te-am născut. Deci, atent, avem același pasaj Interpretat în trei moduri diferite Odată referindu-se la împărăția lui Hristos Odată referindu-se la poziția lui Hristos de mare preot Iar Pavel spre diferență de ceilalți doi Spune că Domnul Iisus a împlinit profeția din Dumnezeu a împlinit profeția din psalmul 2 Adică care profeție? Tu ești fiul meu astăzi te-am născut înviindu pe Domnul Isus Hristos El spune că profeția asta Astăzi te-am născut înseamnă învierea Domnului Isus. Acum care din astea trei înseamnă? La vedeți, nu înseamnă, în niciun caz nu se referă la, la nașterea Domnului Isus Hristos fizică sau la crearea Domnului Isus Hristos, că El a fost creat înainte de toate ființele. Toți care interpretează Psalmul 2, interpretează, fie se referă la punerea lui Hristos într-o poziție de împărat, fie se referă la punerea lui Hristos într-o poziție de mare preot, fie se referă la învierea Domnului Isus Hristos. Da? automat când auzi un martor al lui Iehova că ia pasajul ăsta și îl aplică după capul lui, îl aplică altfel decât l-au aplicat apostolii. Îl interpretează altfel decât l-au interpretat apostolii. Și el dacă vrea să-și păstreze interpretarea lui, trebuie să nege faptele apostolilor, să nege cartea vrei, să nege interpretările infailibile inspirate de Duhul Sfânt. Ei ne arată cum se interpretează Psalmul 2. Că Psalmul 2 nu se referă la o naștere fizică a Domnului Isus Hristos și nici măcar la o creare a Domnului Isus Hristos înainte de toate lucrurile, cum spun, cum spun unii. Da? Asta este perspectiva lor. ce trebuie să înțelegem, ce trebuie să înțelegem, este conceptul din spatele idei de întâi născut. Concept care se referă la supremație. Ideea nu este de moment al nașterii. Da? Nu vorbim de un aspect temporal, când a fost născut, când spune astăzi te-am născut, nu se referă la un moment, ci se referă la o poziție mai degrabă. Și o să vă demonstrez lucrul acesta prin alte pasaje din Sfânta Scriptură. De exemplu, Psalmul 89 cu 27. Spune așa. Este o promisiune care se face unui împărat. Iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Ascultați-mă. Eu îl voi face întâiul născut. Vorbim despre un om care era deja născut, da? care era împărat. Cum să-l faci pe unul care e deja născut întâiul născut? Că deci dacă el e născut deja, ce, cum să mai faci tu întâiul născut? Da. A doua parte a frazei explică, auziți, eu îl voi face întâi născut. E o problemă când auzi expresie, eu îl voi, cum, să-l fac? E ca și cum mi am spus la al doilea fiul meu, eu îl voi face întâi născut. Păi ce să-l faci întâi născut? Păi deci că eu sunt născut al doilea. Dar nu se referă la cronologie, la timp, când a fost născut. Ia ascultat. Eu îl voi face întâi născut, cel mai înalt dintre împărații Pământului. La ce se referă? Păi se referă că acest împărat va fi pus împărat suprem. La asta se referă. Ăsta este conceptul de întâi născut, da? Că va fi pus într-o poziție supremă. Că va fi pus într-o poziție supremă. Vă citez al, al pasaj. Coloseniul 1 cu 15 spune despre Hristos, Că el este cel întâi născut din toată zidirea. Și este un pasaj folosit pentru a demonstra, este un pasaj folosit de unii pentru a demonstra că Domnul Iisus Hristos a fost creat. Dar textul fiți atenti, nu spune că a fost creat, ci spune că a fost, că este întâi născut, nu spune că a fost creat, ci că este cel întâi născut din toată zidirea. Dacă e conceptul de întâietate, cel mai înalt dintre împărații Pământului, atunci și aplici Coloseni 1 cu 15, înseamnă în felul următor. El este cel mai înalt din toată zidirea. Iar Hristos este cel mai înalt din toată zidirea. Da? Textul nu discută despre crearea Domnului Isus Hristos. Mai ales că dacă te uiți la tot pasajul din Coloseni, vezi că se spune prin el au fost făcute câte lucruri? Toate lucrurile. Vorbește despre toată creația. Dacă el ar fi o ființă creată, înseamnă că Isus s-a făcut pe sine, că și el este creat și spune că toate lucrurile au fost făcute prin el. Înseamnă că și Isus a făcut prin sine. Ceea ce este o aberație logică. Este o aberație. Mai mult spune că el este mai înainte de toate lucrurile. Dacă Isus este o ființă creată, înseamnă că Isus este înainte de sine. Ceea ce din nou este o aberație logică. Mai mult spune despre Domnul Isus Hristos că prin el se țin toate lucrurile, da? Avem tot felul de aberații logice, logice dacă crezi că expresia înseamnă că Isus a fost creat, că Isus a fost creat. Iar apoi spune că toate lucrurile au fost făcute pentru el, lucrul care este aplicat doar lui Dumnezeu Tatăl. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Același lucru se spune despre Domnul Isus Hristos. Da? Despre Domnul Isus Hristos. Coloseni 1 cu 18 ne lămurește chestiunea asta când spune că el este cel întâi născut dintre cei morți. Este deci conceptul de întâi născut dintre cei morți. Vă întreb pe dumneavoastră. A fost vor ființă înviată înainte de Domnul Isus Hristos? Cel întâi născut dintre cei morți. A fost? Păi a fost în Vechiul Testament, în vieri. Domnul Iisus însuși a înviat. Imaginați-vă că un evreu se duce la alți evrei care aveau cunoașteri de învieri, știau că mai fost învieri și spune Domnul Iisus a fost primul înviat. Bă, tu joc de noi? Habar n tu nu cunoști Sfânta Scriptură. Tu vrei, să ne convingi pe noi, cu privire la cine este Domnul Iisus Hristos și ne spui că El a fost primul înviat? Dar, dar, este consecvent cu ce am spus mai înainte. Conceptul de întâi născut nu se referă în primul rând în Sfânta Scriptură la cronologie, cine a fost primul născut, ci se referă la poziție, la întâietate. La întâietate. Au fost mulți alți în viață înainte de Domnul Isus Hristos, dar nu a fost niciunul altul înviat ca Domnul Isus Hristos. Și toate învierile care vor avea loc vreodată, vor avea loc în virtutea învierii Domnului Isus Hristos. Nu vorbește Scriptura că noi am fost înviați împreună cu Hristos, este o înviere spirituală? Și că el se va întoarce la, înapoi și glasul Fiului Dumnezeu va rosti și toți cei din morminte vor învia datorită celui care este viu în vecii vecilor. Se referă la o înviere supremă, la o înviere de un alt tip decât toate celelalte învieri care au avut loc vreodată. De aceea spune că el este cel întâi născut dintre cei morți și explică Apostolul în Colosem pentru ca el să aibă întâietatea. Asta este conceptul de a fi întâi născut. Asta este conceptul de a fi întâi născut. De a avea întâietate. Tot apostolul în Evrei 11.23 vorbește despre biserica celor întâi născuți. Dar eu vă întreb cum au fost ăștia întâi născuți toți odată? Am fost noi născuți spiritual toți odată? Da sau nu? Nu, fiecare suntem născuți la rândul cetei noastre când o rânduie Dumnezeu. Dar conceptul de a fi biserica celor întâi născuți nu se referă la a fi născuți cronologic. Toți ne-am născut odată într-un singur moment. Ci se referă la calitatea bisericii. Asta este mireasa Domnului Iisus Hristos. Asta este pârga lui Dumnezeu. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem diamantul lui Dumnezeu. Noi suntem opera lui Dumnezeu de artă. Asta a vrut Dumnezeu să realizeze. Noi suntem climaxul lucrării lui Dumnezeu. Noi suntem cei întâi născuți. Așa este văzut Dumnezeu Dumnezeu, Dumnezeu, Fiul în ochii lui Dumnezeu Tatăl. La asta se referă când spune Scriptura și citează din Psalmul 2, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. El este suprem ca mare preot, el este suprem ca împărat, el este cel întâi născut, spune, dintre mai mulți frați în Romani, capitolul 8, el este suprem în învierea lui, el este suprem în absolut orice. Domnul Iisus Hristos este întâiul născut. Ăsta este conceptul pe care Scriptura vrea să ne-l transmită când spune despre Domnul Iisus Hristos că este întâi născut. Da? Niciunul dintre îngeri nu îi spune tu ești fiul meu. Acum, noi suntem fiul lui Dumnezeu, dar nu suntem fiul lui Dumnezeu ca Domnul Iisus Hristos. El este nu un fiu, ci el este fiul. El este cel întâi născut. De aceea se folosește această expresie cu privire la Domnul Isus. Al doilea argument pe care l aduce pentru a arăta că Isus este mai mare decât îngerii nu este doar arătând Calitatea unică de fiu, etern al Tatălui, ci arătând închinarea îngerilor la față de Domnul Isus Hristos. Dumnezeu n-a pus niciodată îngeri să se închină a altui îngeri sau a altor îngeri. Ia uite ce spune scriptura. Versetul 6. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut n-a prezentat pe Domnul Isus în eternitate. El este fiu veșnic al Tatălui. Atunci s-a făcut promisiuni, s-a făcut un legământ cu el, în afara timpului, în afara creației.